pe noi încoace. Cine ține pe noi? Și am înțeles, în orice caz, ce se referă la, la mine, la viața mea, eu am înțeles că mă ține acest dezau spiritual. Fiindcă am avut și avem și rude, avem deci, și prieteni, dar cea mai mare trăsătură, cea mai mare energie care ne aduce în pace, este totuși acest spirit adunat în secole. De Evenescu, de celălalt care geale, care din toată lumea iubiți, la fel ca și Evenescu, care este tot timpul criticat. Nu îi critică numai cei care nu sunt la suprafață, care nu îi vede nimeni, care nu îi citește nimeni, nu îi cunoaște, pe ce nu îi critică. De ce este ferească. Slavă Domnului că au ce critica. Evenescu a lăsat atâtea capodopere. Mi-au căzut și mie câte ceva din aceste scrieri, fiindcă primul lucru care m-a făcut în 71, încă, deci mulți ani în urmă, am scris Baletul lui Ceapă, care, în primarul meu, regret, nu poate coborâ să rămână acest lui Ceapă aici, pe scenele românești. De ce? Că e prea sus. Și la Chișinău am mers vreo 3 ani, 24 de ani, la coborâ, a fost în concediu sau în vacanță. Acum e vorba că să-l ceară iară să coboare, nu știu ce măsură va fi această doleanță. După ce am scris o serie de romanțe pe versul lui Eminescu, dar câțiva ani urmă, mai bine zis undeva între 3-4 ani urmă, am dat o cărțulie micuțe de tot, versul lui Veronica Bicle, care este disconsiderată complet. Primarele meu regret, nu știu, eu în literatură nu pricep deloc, dar am găsit acolo în versul ei atâta muzică, atâta dragoste, atâta durere, atâta durere în dragoste, atâta dragoste în durere, că mie e destul de Doamne să reușesc eu să descifrez toată muzica care este ascunsă acolo în versul acesta. Așa că noi avem aceste, nu știu ce, aceste fire invizibile care ne adună și eu cred că e puțin. Eu aș zice că ar trebui de la aceste fire să sunt poduri, nu numai cele de flori care florile repede veștinesc, dar acela a fost un început frumos. Acum ar trebui de la aceste fire poduri făcute, poduri traimice, poduri fimecii. Dar vă doresc la toată lumea să avem această, să ajungem la această zi, ca să trecem pe această podără, încolo, face cum ne va veni această găleață, unde vor fi peste tot prietenii noștri, dar ei sunt, noi nu-i cunoaștem, dar nu-i cunoaștem de ce, că, și de ce, din cauza că nu-i prea cunoaștem, nu-i prea iubim. Știți că este, din păcate, de această neurgență, că uite că, ce o să răpere scutare, că românii scutare, trebuie să ne cunoaștem. Deci această întâlnire care o avem aici, azi, aceste cărți, sunt mărturii care ne dovedesc că noi ne avem toate posibilitățile să ne cunoaștem mai bine, deci să ne iubim. Felicitări pentru acest cemboi, care este un instrument muzical foarte tradițional românesc, încânte și mai bun. Și pe Tavija, care este cel care a pus literatura și arta, primul acest scut care ne-a păzit din vânturile reși care veneau de noapte pereții și erasele și ne-a adunat. La mai bine.